Egiptul antic este învăluit într-o aură de mit și intrigă. Cultivat de descoperiri arheologice, continue. Din păcate, acest sens al uimirii cu privire la Egiptul antic a dat naștere și multor mituri. În această listă voi discuta cele mai comune concepții greșite și va aduce lumină cu privire la unele aspecte interesante și necunoscute ale culturii avansate ale egiptenilor. Vom discuta despre mumii și extraterestri, dar fără să mai adaug ceva, acesta este top 10 mit și adevăr despre Egiptul antic. În arta Egiptului antic, ai să observi că faraonii erau întotdeauna înalți, frumoși, bronzați, subțiri și foarte musculoși. Însă nu întotdeauna acesta era adevărul, de fapt, de cele mai multe ori nu era. Dieta egipteană de bere, vin, pâine și miere conținea niveluri înalte de zahăr și studiile arată că au afectat o gamă largă de talii ale faraonilor. Mumiile examinate au scos la iveală faptul că conducătorii egipteni erau foarte nesănătoși, adesea supraponderali, chiar diabetici, aveau dinții stricați din cauza procesului prin care făceau pâinea, bobul de grâu fiind transformat în făină între două bucăți de piatră care adesea se erodau și ajungeau în pâine, așa că imaginea faraonilor înalți, subțiri, frumoși, plini de mușchi, este un mit. Însă cine poate acuza că nu și-au păstrat silueta, având în vedere că erau zei și conducătorii lumii? Poate de aceea atunci când erau mumificați, li se scoteau organele ca să li se lase burta mai în jos și să intre în sarcofagul care arăta frumos, subțire și să dea bine pentru arheologii care îi vor descoperi sau, în ceea ce credeau ei, pentru viața de după moarte. Cleopatra a fost ultimul faraon al Egiptului antic. Este recunoscută pentru frumusețea ei și renumită pentru eforturile depuse de a păstra Egiptul. Ea era o femeie inteligentă și un foarte bun strateg, însă nu această imagine a fost perpetuată de-a lungul secolelor, ci ideea frumuseții ei. Această idee a fost promovată de Shakespeare până la regizori moderni, însă descoperiri arheologice cu monede care aveau fața ei nu mă lasă pe mine cu aceeași impresie. Ce spuneți? Așa arată o femeie frumoasă? Nici măcar după standardul vremii aceleia nu așa arăta o femeie frumoasă. Se știe că Cleopatra era de origine grecească și aceste imagini cu bustul ei o pun într-o lumină mai favorabilă, dar totuși nu o fac să fie frumoasă. Ai putea zice da, dar concepția noastră despre frumusețe a fost alterată de-a lungul secolelor și pe monedă nu vrei să pui o imagine cu o femeie super frumoasă, ci o imagine care impune respect, care transmite forță și autoritate. Însă totuși, eu cred că frumusețea Cleopatrei este un mit. O credință generală despre practicile Egiptului este aceea că faraonul când murea, își omorea toți servitorii, îi îngropa cu el, pentru a-l urma în viața de apoi și să-l servească mai departe ca faraon și zeu. Este logic să crezi asta având în vedere cât de elaborat era procesul îngropării, ce bunuri erau puse împreună cu faraonul și faptul că el ar fi avut nevoie să fie slujit mai departe. Drept, însă este o tendință umană de a generaliza. Doar doi faraoni din prima dinastie a Egiptului au făcut acest lucru. Există un motiv pentru care doar doi faraoni au făcut acest lucru. Este extrem de contraproductiv. Ce face următorul faraon? Rămâne fără slujitori? Rămâne fără nimeni în palat? Cine face de mâncare? Cine mai e la bucătărie dacă bucătarul a fost omorât de fostul faraon? Restul faraonilor și-au dat seama că slujitorii lor loiali sunt mult mai utili următorului faraon în viață decât să vină la moarte împreună cu el și au înlocuit slujitorii lor în viață cu statui ale lor pentru a nu pleca totuși singuri în viața de apoi. Aceste statui urmau să fie reanimate cu sufletele slujitorilor săi în viața de după. Oamenii presupun adesea că cel care a făcut o invenție populară este și inventatorul ei. Este adevărat la Beck când te gândești la Thomas Edison, este adevărat la smartphone și Steve Jobs și este adevărat la hieroglife și Egiptul antic. Totuși, scrierea hieroglifică a fost introdusă în Egipt de către invadatori din Asia de Vest și pentru foarte multă vreme, de fapt până în 1798 la descoperirea pietrei Rosetta, oamenii credeau că hieroglifele erau ilustrații, nu sunete fonetice care alcătuiau un alfabet. De asemenea, pentru multă vreme s-a crezut că scrierea hieroglifică a fost folosită pentru scop ocult, pentru incantații, pentru întâlniri cu zeii. Însă, ea a fost folosită cel mai adesea în redactări istorice pentru a se ține acte de contabilitate, iar blestemele care au fost descoperite în morminte, cum ar fi nu vei avea moștenitori, viața ta se va scurta, s-au descoperit a avea niciun fel de putere. Poate că acest lucru nu vine ca surpriză pentru nimeni, având în vedere că Egiptul este în mijlocul deșertului, însă mare parte din el încă nu este descoperită pentru că este sub nisip. Mulți cred că totul e descoperit, egiptologia e moartă și îngropată, nu mai e nimic nou de aflat, însă cele mai multe lucruri încă stau îngropate acolo și așteaptă să fie descoperite. Spre exemplu, chiar acum se dezgroapă încă o barcă solară. Se presupune că cu această barcă solară, faraonul mort îi vinea în ajutor regelui Soare Ra în lupta sa împotriva zeului Întunericului. Un alt exemplu este un cimitir comun enorm care cuprinde aproape 1 milion de oameni. El încă se sapă și oamenii lucrează pentru a se descoperi cine e acolo, ce caută acolo și din ce perioadă face parte. Astfel că Egiptul nu este mort, ci este în continuă descoperire.
Interiorul a multe palate și morminte este acoperit de hieroglife, însă, contrar mitului, interiorul piramidelor este relativ nedecorat. Într-adevăr, se mai descoperă câte o cameră ascunsă în care se găsesc hieroglife sau câte un stâlp care este acoperit de roșu sau alb, în loc să fie crem ca restul zidurilor, însă restul piramidei, în mărimea ei enormă, este relativ goală, nedecorată și piatră simplă, sumbră. Nu este deloc un loc în care vrei să te rătăcești singur, fără semnal la telefon și cu bateriile la lanternă pe moarte. Când citești despre egiptenii antici, despre mumiile lor, piramide, faptul că se credeau zei, procesul complicat prin care treceau pentru a ajunge de la moarte la viața de după moarte, te poți gândi că oamenii ăștia erau obsedați rău de tot cu privire la moarte. Însă asta nu poate fi mai departe de adevăr. Procesul laborios prin care treceau pentru a-și înmormânta morții și pentru a-i pregăti pentru viața de după era de fapt o sărbătorire a vieții. În interiorul mormintelor adesea erau picturi care sărbătoreau viața, evenimente din viața celui care a murit. Nu tristețea, nu moartea, nu pierderea, ci sărbătorirea a ceea ce a fost omul și ceea ce ei credeau că va continua să fie ca următorul pas al existenței. Așa că ornamentele scumpe și orice mai era înmormântat împreună cu faraonul urmau să-l ajute pe el să-și continue slujba în viața următoare, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și să nu aibă niciun fel de impediment în a merge mai departe. Iar corpurile erau mumificate pentru a fi conservate cât mai bine, cât mai autentic în timpul acestei treceri mai departe. Așa că, din nou spun, egiptenii nu erau obsedați de moarte, ci de viața de după moarte. Blestemul care i-a lovit pe cei care au deschis ușa mormântului faraonului Tutankhamon s-a bazat pe entuziasmul populației, pe credulitatea omului cu privire la lucrurile mistice, oculte și puterea publicității în televiziune și ziar pentru a convinge omul de aceste lucruri. Mitul spunea că faraonul Tutankhamon a lăsat un blestem asupra mormântului său pentru cineva încerca să-l deschidă și să fure din el. Acest blestem l-a lovit pe sponsorul expediției, Lordul Carnarvon, și pe alți membri care au deschis sau au fost părtași ai deschiderii mormântului. Aceștia au murit în perioade scurte după acest eveniment și în moduri inexplicabile, misterioase. Cu toate că unii au încercat o explicație medicală, spunând că ciuperci periculoase și gaze s-au strâns în interiorul mormântului, acestea ducând la moartea celor care au intrat mai întâi, moartea lor nu necesită o explicație specială. Doar 8 dintre cei 60 prezenți la deschiderea mormântului au murit în următorii 15 ani. Conducătorul expediției, cel care ar fi fost ținta evidentă a blestemului, a trăit încă 16 ani după aceea și toate celelalte morți au fost legate de blestemul faraonului, cu toate că nu aveau legătură între ele. Acest mit demonstrează impulsul oamenilor de a crede o poveste interesantă, ieșită din comun, mai repede decât ar vrea să creadă adevărul, acesta fiind adesea plictisitor. Mitul cu privire la Egipt care atrage cei mai mulți oameni și cele mai multe păreri este acela că Egiptul a fost construit de către extratereștri. Vinovată pentru existența acestui mit este evoluția, care ne învață că cu cât trece mai mult timp, cu atât omul este mai evoluat. Astfel, noi ne gândim că cei care au trăit cu mii de ani înaintea noastră sunt mult sub noi, mult involuați, mult mai necivilizați, mai proști, care stau cu bâta în mână și de-abia învață cum să deschidă o banană. Pornind de această gândire, singura explicație rațională pentru care aceste maimuțe au reușit să ridice temple, sfinși și piramide de această măreție care au rival doar din ultimul secol încoace prin civilizația noastră, este că acea civilizație a fost de fapt construită de extraterestri pentru extraterestri, iar oamenii maimuțe care trăiau în timpul Egiptului erau toți slujitori ai extraterestrilor. Aceștia se folosesc de unele hieroglife, de unele desene de pe pereți care seamănă extraterestri, care seamănă a chipuri, a circuite electrice, cum am discutat și în alt videoclip, însă nu ar putea acestea să fie doar vaze sau drumuri sau lacuri, desene pur și simplu a lucrurilor din prejurim. Trebuie chiar să ne gândim că doi ochi verzi înseamnă gata, marțian. Da, nu văd nicio gaură în această logică. Bazat pe această logică, înseamnă că extratereștrii s-au întors din privegia lor și au revenit după evul mediu să ne ridice din prostia și ignoranța în care trăiam. Iar acum pe undeva ei trag ițele. Exact, ei sunt reptilienii, ei ne ajută să ne dezvoltăm din nou. Pe locul întâi avem cel mai controversat mit și adevăr despre Egiptul antic. Acela cu privire la sclavi și în mod special la sclavii evrei. Multe premise cu privire la Egiptul antic sunt încă în dezvoltare și încă în curs de a se descoperi. Astfel că prezența sclavilor în Egipt este atât mit cât și adevăr. Este adevăr că au fost sclavi evrei, dar într-o perioadă scurtă de timp din istoria Egiptului, la fel și perioada în care slujitorii au fost înmormântați cu faraonul la moartea acestuia. Imaginea noastră cu privire la ceea ce înseamnă sclav este puternic influențată de sclavia din America asupra negrilor. Aceia nu aveau niciun fel de drept, erau aproape animale. În timp ce în vremuri antice, sclavii se apropie de ceea ce sunt bonele în ziua de astăzi, care locuiesc cu familia, trăiesc cu familia, mănâncă cu familia și au o serie limitată de libertăți. Sclavul putea să devină liber, putea să-și cumpere libertatea și era adesea văzut ca membru al familiei.
ei. Nu sclav, nu bătut, nu biciuit, așa cum făceau americanii cu negri. Imaginea brutală a sclavilor evrei este puternic influențată în ultimii ani și în viziunea noastră, mai ales de către Hollywood. Biblia, nemenționând faptul că evreii au construit piramidele, ea spune doar că ei au construit cărămizi pentru ceva. Și faptul că trebuie să iasă din sclavie era legat de nevoia lor de a se întoarce în țara lor natală și nu atât de mult de calitatea condițiilor în care trăiau, știindu-se faptul că ei aveau pământul lor, aveau zona lor în care locuiau. Și când au ieșit din Egipt, nu au ieșit săraci și nici singuri. Mulți egipteni au plecat împreună cu evreii spre un tărâm mai bun, țara promisă de către Dumnezeu. Așa că imaginea dură a sclaviei în Egipt este atât mit cât și adevăr. Asta este tot pentru astăzi, sper că v-a plăcut topul și ați găsit ceva nou și util. Vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au abonat săptămâna aceasta, am trecut de 100 de abonați, ceea ce pentru mine este incredibil și vă spun că sunteți foarte importanți pentru mine, vă citesc comentariile tuturor și răspund cât de repede pot, așa că nu vă opriți din scris. Celor care ați dat share vă mulțumesc din nou pentru ajutor și sunt sigur că nu aș fi ajuns aici fără voi, iar celor dintre voi care nu s-au abonat până acum, vă amintesc să vă abonați, să dați share și like, pentru că nu vreți să ratați ceea ce urmează. Pe Egipt e în mijlocul desertului, având în vedere că Egiptul e mic, având în vedere că Egiptul e în mijlocul desertului.